Bună seara, bine v-am găsit la știri. O nouă crimă șochează România. Un copil de doar 9 ani și-a ucis bunica cu mai multe lovituri de cuțit. Tot el a sunat și la 112 și a anunțat că a comis crima. Autoritățile au rămas fără cuvinte când au ajuns la fața locului. Bătrâna zăcea fără suflare într-o baltă de sânge. Cazul a fost preluat de Serviciul de Omoruri din București. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Foarte agresiv, suferea. Că bătea cu copii, vorbește urât, ce faci, fă? Episodul halucinant a avut loc în jurul prânzului într-un cartier aflat în sectorul 1 din București. Femeia de 70 de ani se afla acasă cu cei doi nepoții ai ei, Dragoș în vârstă de 9 ani și Rareș de doar 7 ani. În urma unor certuri aprinse, Dragoș a luat un cuțit de bucătărie și a înjunghiat-o pe femeie. Surse din rândul anchetatorilor spun că minorul a sunat singur la 112 și a anunțat că a comis o crimă. Echipajele de salvare au găsit-o pe bătrână într-o baltă de sânge și fără suflare. Mama copilului a venit într-un suflet acasă și a rămas șocată când a aflat vestea. La fața locului au ajuns și mai multe echipaje de poliție, cei doi copii și mama lor au fost duși la audieri. Rudele și vecinii spun că Dragoș era un copil agresiv. La colegii lui de aceeași vârstă am auzit și eu că era foarte agresiv, suferea, avea vreun boli psihice și foarte agresiv. Bătea toți copilași și acum a povestit că alerga copiii, mai arunca cu pietre, cu mingii după doamne în vârstă. De amenințarea pumnului nu a scăpat nici Rareș, frățiorul mai mic. Cu copiii vorbea urât, era foarte obraznic, nu era un copil liniștit sau un copil, să zic, educat. Bunica celor doi copii a fost învățătoare la o școală din Craiova, însă de când se pensionase a venit să stea la București pentru a avea grijă de nepoți. Apropiații au mai povestit că de câte ori ieșea în parc, Dragoș nu o asculta și îi vorbea urât. Tot surse din cadrul anchetei mai spun că minorul ar suferi de ADHD, o tulburare hiperactivă cu deficit de atenție. Cei care suferă de această afecțiune nu pot să se concentreze asupra unei sarcini, sunt în permanență agitați, vorbesc mult, întrerup alte persoane și sunt mereu nerăbdători. Părinții celor doi copii erau despărțiți de mai mult timp, iar mama suferea de o boală cumplită. Avea mâna dreaptă paralizată. La audiere a venit și un reprezentant de la protecția copilului. Anchetatorii iau în calcul mai multe variante acum. Dacă minorul să rămână în familie, dar în condiții stricte de vizite din partea acestora, sau să fie lăsat în grijă unei rude. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Anchetatorii încearcă să afle ce l-a împins pe Dragoș să recurgă la acest gest. Potrivit legii, copiii sub 14 ani nu răspund penal și nu sunt trași la răspundere pentru faptele lor. Și stăm de vorbă în continuare cu domnul Dan Antonescu, specialist criminolog. Bună seara, domnule Antonescu! Salut, bună! Care să fie explicația pentru un asemenea comportament criminal la 9 ani și, așa cum am auzit mai devreme în material, ce răspundere poate exista pentru un copil de 9 ani în condițiile în care legea penală nu îi pedepsește pe cei sub 14? Încep cu răspunsul la a doua întrebare. Vă rog. Nu avem nicio măsură din punct de vedere penal pe care să putem să o luăm ca societate față de infractorul mai mic de vârsta de 14 ani. Scurt și la obiect. Zilele acestea sunt la un curs la licee din București și acolo le spun elevilor că de la 14 ani sunt răspunzători pentru faptele lor. Și ei mă întreabă, dar dacă până la 14 ani comiteam o faptă? Așa prevede legea. Lege care este foarte veche și foarte proastă din punctul meu de vedere, pentru că de-a lungul carierei am avut astfel de situații în care criminalul avea o vârstă mică. În alte state s-a ajuns la o legislație care să prevadă sancțiuni sau niște măsuri restrictive în ceea ce privește pe infractorii și în special criminalii minori, în așa fel încât ei să nu continue să fie un pericol pentru societate. Dar la o școală de corecție, de exemplu, domnule Antonescu, nu există așa ceva. Nu există. Ar trebui făcute școli de corecție pentru genul acesta de școli de corecție, agresiv? Dacă vă aude cineva, și sunt convins că vă aude, dar este o școală de corecție, este o chestie de pe vremea comuniștilor. Acum avem alte instituții, altfel de prevederi legale, dar nu păi mai care sunt acele instituții? Care sunt numai acele? Numai pentru cei care au trecut de 14 ani. De ce nu
asta a spus-o și corespondentul dumneavoastră, o spun și eu, nu răspunde pentru nimic din ceea ce a făcut, nici măcar pentru crimă. Aici ăsta e paradoxul. Și care este viitorul? Adică acest copil de 9 ani care și-a ucis bunica va fi păstrat în familie, nu? Sau am avut astfel de copii. Problema este pentru viitorul lui, nu neapărat pentru cei din jurul lui. Pentru că el la un moment dat va conștientiza ceea ce a făcut. Îl va afecta de-a lungul vieții. O consiliere psihologică ar fi trebuit să aibă, să beneficieze de ea în perioada aceasta, de până în faptă, pentru că din ce spunea corespondentul dumneavoastră este vorba de un copil cu ADHD și aici este absolut necesară o supraveghere în plus față de ceilalți copii, o consiliere psihologică. Dacă n-a beneficiat de ea, avem rezultatul în față. Dar acum, este posibil să fie vorba și despre o boală să psihică? Beneficieze de astfel de consiliere, în așa fel încât să conștientizeze din timp ceea ce a făcut și să încerce cel care îl va consilia să-l readucă pe drumul cel bun. Pentru că și această faptă poate fi un șoc care cumva să-l transforme într-un om normal, dar este un șoc pe care nu și-l dorește nimeni. Și dacă recidivează, domnule Antonescu, recidivează, pentru că dumneavoastră vorbiți despre conștientizare, la vârsta de 9 ani e foarte greu să credem că un copil poate conștientiza gravitatea faptelor. Și atunci pericolul este pentru cei care vor trăi de acum înainte în preajma lui. Să știți că aceste coduri penale care au fost modificate și răzmodificate datează din ani mulți în urmă, anii 20, anii 30, 1800, modificate aceste coduri cumva aduse la zi. Dar ele nu țin cont de faptul că acești copii de 9, 10, 11 ani au un bagaj de informație pe care l-au primit și pe care nu știu să-l gestioneze, extraordinar de mare. Și oricum legislația este cumva depășită de ei ca mod de gândire, ca mod de acceptare a unor informații. Numai jocurile acestea pe calculator, pe telefon, le modifică total comportamentul și ajung să confunde realitatea virtuală acea realitate virtuală. Cu ceea ce se întâmplă în societate. Acest copil va trăi nu numai în familie, dar și la școală. Clar. Vă spun, ceea ce cred eu că va face familia, îl va muta de la o școală la alta până când îi se va pierde urma, în așa fel încât să nu fie stigmatizat, pentru că de acum încolo, dacă îl stigmatizezi, mai rău faci. El are nevoie de o consiliere, are nevoie de adaptare la viața vorbeam, normală. De asta vorbeam de centre specializate destinate unor asemenea copii, pentru că sunt îndreptățiți și părinții care nu vor dori să aibă copilul la școală sau în clasă cu un copil criminal. Clar, așa este. Dar am scris și articol despre viața pe care o duc unii copii în unele case ale copilului sau cum s-or mai spune acum, centre acelea pentru minori, acolo într-unele din ele, în altele chiar se întâmplă lucruri bune, dar sunt unele care nu sunt altceva decât pepiniere de infractori și de prostituate, credeți-mă. De acolo și am avut, chiar la televiziunea noastră am discutat și am comentat cazuri în care sunt supraveghetori sau ce-or fi acolo educatori care sunt la rândul lor prosteneți sau care au violat astfel de copii, i-au pus pe linia infracțională. Trebuie foarte mare atenție atunci când se înființează astfel de așezăminte, dacă sunt benefice copilului sau societății, sau doar sunt o justificare pentru niște bani care soluție, sunt alocați acolo. O soluție trebuie găsită totuși, domnule Antonescu, categoric, pentru acești copii care nu răspund penal, dar nici nu-i poți lăsa lângă familie și lângă alții elevi, pentru că neconștientizând faptele, s-ar putea să mai cadă și altcineva victimă. Și atunci cine răspunde? Credeți-mă că am lucrat în astfel de cazuri și copil de 9, 10, 12 ani, autor de omor, a fost încredințat familiei, care familie nu poate răspunde decât cel mult în ulterior, din punct de vedere civil, pentru fapta minorului. Dar din punct de vedere penal nu răspunde nimeni. Aici e marea nenorocire a legislației noastre. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Dan Antonescu, pentru toate aceste precizări.
Mergem mai departe. Tragedie în Cluj-Napoca. Un bărbat și-a dat foc chiar într-o benzinărie. Flăcările s-au extins rapid, dar angajații au intervenit pentru a evita o explozie. Din păcate, pentru șofer nu s-a mai putut face nimic. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc ziua în amiaza mare într-o benzinărie de pe calea Turzii din Cluj. Bărbatul de 25 de ani a parcat în benzinărie pentru a alimenta mașina. Nu se știe cum, dar dintr-o dată flăcări uriașe au izbucnit și au cuprins automobilul, dar și pompa de alimentare. A coborât din mașină, a turnat benzină pe scaunul din față și pe bancheta din spate și apoi pe el. Apoi a dat foc mașinii și s-a urcat în ea. A ars în interior ca o torță. Nu am văzut în 25 de ani de activitate așa ceva, a spus un criminalist. Cel mai probabil tânărul s-ar fi sinucis din cauza unei decepții în dragoste. Un angajat al benzinăriei a mai povestit că autoturismul a explodat pur și simplu. Proprietarul a alimentat, apoi a mers în mașină, moment în care autoturismul a explodat. Angajații benzinăriei, dar și câțiva trecători au sărit imediat pentru a stinge flăcările. Dacă flăcările ajungeau la depozitele de benzină sau chiar la caneaua de la o pompă, explozia care ar fi urmat ar fi fost una de mari proporții. Din păcate însă, pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic. Acesta s-a blocat în mașină, iar oamenii nu l-au mai putut salva. Am intervenit cu două auto speciale pentru stingerea incendiului, precum și o ambulanță SMURT. Personalul stației de carburant a intervenit cu promptitudine, astfel reușind să limiteze extinderea flăcărilor și la stația de carburant. Polițiștii clujeni au început o anchetă în acest sens. Premieră în justiție, un fost ministru de finanțe a scăpat de arest după ce și-a plătit cauțiunea cu mai multe lingouri. Sebastian Vlădescu a pus pe masa procurorilor numai puțin de 3 kg de aur. În plus, Vlădescu a mai pus la dispoziție anchetatorilor și alte bunuri, printre care mai multe imobile. Ați plătit cauțiunea? Ați achitat cauțiunea pe care v-a nu integral. Și de aceea ați venit astăzi? Cât ați achitat? Sebastian Vlădescu a reușit în cele din urmă să-și plătească libertatea. După ce magistrații au stabilit o cauțiune de 1 milion de euro în dosarul șpăgilor uriașe, fostul ministru de finanțe a fost nevoit să depună o cantitate de 3 kg de aur. Lingourile valorează peste 100.000 de euro. Pe lângă acestea, fostul ministru a mai depus 100.000 de euro și 1 milion de lei, dar și garanții imobiliare de aproape 500.000 de euro. În același dosar, cele 4 persoane puse sub acuzare pentru pretinse fapte de corupție trebuie să aducă statului 3,2 milioane de euro, proveniți din cauțiunile stabilite de către anchetatorii DNA pe numele acestora. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2005-2014, oficialii români ar fi primit de la o companie străină aproximativ 20 de milioane de euro. În schimbul acestor sume, inculpații au asigurat încheierea contractelor și plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferată a liniei București-Constanța, precum și plata TVA restantă pentru reabilitarea unei alte linii de cale ferată care fusese deja realizată de aceeași companie. Un băiat de 7 ani a fost umilit și bătut în curtea unei grădinițe de alți 5 copii care l-au pus să mănânce iarbă. Totul a fost filmat, iar imaginile au ajuns la polițiști care au deschis o anchetă și pentru tentativă de agresiune sexuală. Mama copilului le-a povestit ofițerilor prin ce momente cumplite a trecut copilul ei. Bă, ți-a căzut, ia-l mă și mănâncă, că te dau o roată. Este boss? Nu, e mă! Nu, mâncat, asta te face pateu de mine. Mai mâncat un pateu, așa. Imaginele arată cum băiatul de 7 ani este umilit de alți 4 copii apropiați ca vârstă cu el și de către un minor de 15 ani. Copilul a fost obligat să mănânce iarbă și melci în curtea unei grădinițe din comuna Merișan, județul Argeș. Băiatul a acceptat de frică. Hai că e bun, bagă-l pe gât. Da, cum e? Închide-l, mă! Nu-l închid, mă! L-ai mâncat? L-am înghițit! L-am înghițit! Băiatul a povestit că intrase în curtea grădiniței să-și ia mingea cu care se juca. Acolo a dat peste cei 5 minori. Totul s-a petrecut la 2 pași de casa părintească. Imaginile au ajuns la mama băiatului umilit, care le-a dus mai departe la poliție. Este un dosar penal registrat la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Argeș. În cadrarea juridică este aceea de
vive și alte violențe și tentativă de agresiune sexuală. Unul dintre agresori l-ar fi obligat pe băiat la gesturi obscene, potrivit unor surse judiciare apropiate anchetei. Și Direcția pentru Protecția Copilului s-a sesizat în acest caz, dar și conducerea școlii unde învață cei 5 minori. Trei dintre implicați sunt elevi ai școlii Merișani. Am luat legătura cu părinții, unul dintre copii stă la niște localnici, mama lui e în străinătate. Vom stabili în Consiliul de Administrație dacă sancționăm copiii. Băiatul bătut și umilit a avut nevoie de consiliere psihologică în urma celor întâmplate. Liviu Dragnea acoperă golurile din grupul parlamentar PSD cu trădătorii de la alte partide. Patru aleși au plecat din Partidul Mișcarea Populară la Partidul Social Democrat. Pe fondul acestor mutări, puterea recâștigă majoritatea în Camera Deputaților, în vreme ce PMP rămâne fără grup la Senat. I-am trimis trei lingăi, a fost mesajul lui Traian Băsescu pentru Liviu Dragnea, cu referire strictă la uneperiștii care i-au intrat în partid pentru ca acum să lase în favoarea socialdemocraților. Să ia acasă, i-a transmis cu zâmbetul pe buze liderul PMP, lui Dragnea. Trei foști parlamentari ai Uniunii Naționale pentru Progresul României au părăsit acum și tabăra condusă de Traian Băsescu pentru PSD, partid din care unii dintre ei au mai făcut parte, precum Valeriu Steriu, fost senator social-democrat. Pe lista uneperiștilor neloiali se află senatorul Ion Ganea, dar și deputatul Ion Tabugan. Traian Băsescu este însă părăsit și de către un parlamentar PMP, și anume senatorul Justin Talpoș. Despre cei patru știm de multe săptămâni că erau în negocieri cu PSD-ul, s-a încercat oprirea lor. Îmi pare rău de Talpoș, care n-a avut nicio legătură cu PSD-ul înainte. I s-a promis că după acest mandat va fi inspector șef la învățământ în Maramureș. Principalul dezertor din tabăra PMP, Valeriu Steriu, susține că a luat decizia de a pleca după anunțul lui Traian Băsescu că va denunța fuziunea cu UNPR la congresul din 16 iunie. M-am împins să ies din PMP, aș putea spune. Comunicarea aproape zero în această perioadă, decizii luate fără niciun fel de consultare. Toate acestea acumulate cu o știre falsă, aș putea spune fake news, că tot folosim acest termen. UNPR-ul ar fi avut la vremea fuziunii datorii de peste 2 milioane de euro. Astfel, Valeriu Steriu revine la PSD, partidul în care și-a început cariera politică, după ce s-a mai plimbat și pe la UNPR și PMP. Traian Băsescu a fost extrem de acid cu oamenii racolați de Liviu Dragnea. I-am trimis lui Dragnea trei lingăi azi, să-i fie de bine, să-și ia acasă. Fuziunea cu UNPR nu a fost un succes, a mai concluzionat liderul PMP. Mulți dintre foștii parlamentari ai Uniunii Naționale pentru Progresul României nu au mai fost de un an la Consiliul Național al Partidului. PMP a rămas în urma acestor dezertări fără grup parlamentar în Senat. Nu sunt surprins pentru că sunt la curent de ceva vreme cu aceste deplasări sau nu știu cum le vreți să le numiți. Și încă nu s-au terminat. Plecările către PSD vin în contextul în care acest partid a rămas fără 5 politicieni importanți. Victor Ponta a reușit să-l aducă de partea sa, inclusiv pe deputatul Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății. Iubesc trădarea, dar îi urăsc pe trădători. Celebra replică din O scrisoare pierdută a fost așadar adaptată în zilele noastre de către Liviu Dragnea. Valeriu Steriu a fost cel care a dat tonul dezertărilor către PSD. Fostul președinte executiv PMP se întoarce astfel în partidul în care și-a început cariera politică. Asta deși până în urmă cu câteva săptămâni era unul dintre cei mai aprici contestatari ai lui Liviu Dragnea. În urmă cu un an, Steriu îi cerea chiar demisia liderului PSD de la șefia Camerei Deputaților din cauza absențelor numeroase. Dar gândește-te, estimabile, că suntem membri același partid. Cum ziceam adineaure amicului Brăzovărescu, trădare se vedea cu ce interesele partidului, dar să o știm și noi. De aceea o totdeauna repeta cu străbunii noștri, cu Mihai Bravu și cu Ștefan cel Mare, iubesc trădarea, dar urăsc trădători! Trădătorii se dovedesc foarte util pentru Liviu Dragnea. Liderul PSD i-a înlocuit pe cei pe care îi numea șobolani pentru că nu îi ascultau ordinele, cu dezertorii din alte partide.
Valeriu Steriu, până nu de mult, unul dintre cei mai aprici contestatari ai lui Dragnea, a sărit în barca tăticului PSD. O mutare care întregește cariera de traseist politic al fostului președinte executiv PMP. În 2008, acesta a fost ales deputat pe listele social-democraților, dar după doar un an a plecat în oastea lui Gabriel Oprea la UNPR, partidul care a guvernat atât cu PDR cât și cu PSD. După ruperea USL, Steriu a ajuns lider UNPR și a fost cel care a inițiat fuziunea formațiunii cu PMP. Acolo s-a remarcat drept un contestatar aprig al social-democraților. Programul a fost creat strict pentru atragerea de votanți. Este prima dată când se promit creșteri de pensii și ajutoare sociale, scăzând în același timp fiscalitatea, taxele și impozitele. Nu avem nimic despre combaterea sărăciei, nimic despre inflație, nimic despre curs de schimb, nimic despre trecerea la euro. În rest, enunțuri vagi și exercițiu de imagine. Partidul Mișcarea Populară nu va vota pentru acest program de guvernare. Programul de guvernare este populist, mai populist chiar și decât programul anterior de guvernare al guvernului Ponta, și va arunca în aer deficitul bugetar al României. Tot în 2017, Steriu îl numea chiulangiu pe Liviu Dragnea și îi cerea demisia de la șefia Camerei Deputaților. Liderul de atunci al PMP se declara nemulțumit că Dragnea a avut o prezență de doar 10% la ședințele pe care ar fi trebuit să le conducă. Steriu nu este singurul caz de acest fel. Senatorul Ioan Talpoș ataca dur guvernul Dăncilă în urmă cu doar 2 săptămâni. Nivelul de trai al românilor a scăzut în plină creștere economică, fapt datorat guvernării dezastruoase PSD-ALDE. Guvernul condus de prim-ministrul Viorica Dăncilă nu este compatibil să redreseze economia. Spunea acesta într-o declarație politică de la începutul acestei luni. Dar pentru că în politică onoarea și consecvența sunt o raritate, Talpoș a uitat complet aceste declarații și l-a urmat pe Steriu în PSD. Situație stranie în Timișoara, deși este aproape gata, clinica de arș a Spitalului Județean stă cu porțile închise de mai bine de un an. Totul pentru că aparatura lipsește cu desăvârșire. Ministerul Sănătății anunță că procedura este în plină desfășurare. Problema pacienților cu arsuri grave este una care ține de ani de zile. În ciuda investițiilor făcute, oamenii tot nu au unde să se trateze. În Timișoara, deși este finalizată în proporție de mai bine de 50%, clinica de mare arș stă cu porțile închise. Managerul spitalului spune că 3 din cele 5 boxe sunt gata, dar nu au primit aparatura necesară. O parte din aparatură deja a fost livrată acolo. Cei de la Spitalul din Timișoara au solicitat o listă cu 90 de poziții. Între noi fie vorba inclusiv coșuri pentru gunoi. Procedurile de licitație au fost începute, o parte din aparatură a fost livrată. În acest moment suntem în procedură de licitație pentru încă 25 de componente. Procedura care se va încheia, estimăm noi, în cursul lunii august, urmând să lansăm săptămâna viitoare o altă procedură de licitație pentru blocul operator. Atunci când va fi gata, clinica de arș din Timișoara va fi cea mai mare din țară. Valoarea aparaturii cu care urmează să fie dotată clinica de mare arș din Timișoara se ridică la aproximativ 17 milioane de lei. Aici urmează să lucreze 50 de oameni pe posturi de medici, asistenți, infirmieri și brancardieri. Dezvăluiri incendiare din Costa Rica. Voi reveni în țară. Destinul meu este să conduc România, a declarat pentru Gazeta Sporturilor Elena Udrea. Evenimentele cu care fostul ministru s-a confruntat în ultimii ani pe plan politic și personal au suscitat interesul opiniei publice din România, dar și de peste hotare. A avut o viață de film și recunoaște că ar putea fi ușor protagonista unei pelicule. Din America Centrală, Elena Udrea dezvăluie că Netflix i-a înaintat o propunere de film serial care ar face o milionară în dolari, spune Udrea. Fostul președinte Traian Băsescu o susține în acest proiect. Elena Udrea susține că a primit o propunere din partea Netflix pentru un documentar. Fostul ministru al turismului a făcut această afirmație într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, interviu realizat în Costa Rica. Udrea spune că oferta ar putea să o transforme în milionară în dolari. Am avut o propunere de la Netflix să fac un serial. Am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare și mai interesant că sunt aici. Fostul președinte o susține pe Elena Udrea în serialul cu Netflix. Sunt convins că va fi de mare succes. O să stăm. Poftim? Nu mi-a dat nimeni. Să vedem dacă îmi propune cineva un rol.
Fostul ministru a făcut interviul cu doar câteva zile înainte de sentința din Gala Bute. Eu sunt convinsă, am știut de la început că ceva se va schimba în bine. Mă uit la ce se întâmplă în țară. În fiecare zi se întâmplă lucruri bune. Aveți încredere că dacă se rejudecă veți fi achitată? Sunt lucruri pe care eu le-am cerut la 2 ani distanță și nu mi s-au aprobat. Eu am convingerea că lucrurile vor fi bine până la capăt. Dacă nu se rejudecă, ar fi absurd. Mai ales că de astăzi România a intrat pe noile legi privind participarea la proces și prezumția de nevinovăție. Ar fi un abuz inimaginabil, adică să ai un document care arată altă situație decât cea de până acum și tu să nu ții cont de el. Am un martor pe care nu am vrut să-l expun, dar care spune exact ce s-a întâmplat. Nu am vrut, dar am să-l citez. Voi conduce România, de mică mi-am dorit asta și n-am renunțat. Nu a fost singurul subiect aprig discutat în ultima vreme în cazul fostului ministru. Sarcina Elenei Udrea a ținut prima pagina ziarelor Zile în șir. Sunt ok acum, sunt în 19 săptămâni marți. Am învățat și eu că se face pe săptămâni calculul. Trebuie să nasc în octombrie, după 23 încolo. Am zis că așa cred că a trebuit să fie, a trebuit să vin aici și să am un copil. Iar până la revenirea în viața politică a României, fostul ministru ia în calcul alte activități în Costa Rica. Se gândește să-și deschide o afacere prin care să exporte fructe exotice către alte țări. Radu Mazăre se vaită jurnaliștilor Euronews. Subtitlul: românul care caută azil în Africa, străinii publică un interviu în care fostul primar al Constanței spune că a fugit în Madagascar pentru că în România nu are nicio șansă la un proces corect. Radu Mazăre a trimis și o vedere din țara insulară în care stă ascuns. Din Madagascar, Radu Mazăre a răspuns întrebărilor jurnaliștilor străini prin telefonul mobil și tot așa le-a trimis și o fotografie în care apare cu zâmbetul larg. În articolul despre fuga sa în țara africană pentru a scăpa de pușcărie, Euronews menționează că Mazăre a început să viziteze Madagascarul în 2011 ca o alternativă la vacanțele în Brazilia. M-am simțit extraordinar încă de la prima vizită, le-a declarat Mazăre jurnaliștilor străini. Aceștia din urmă au mai notat că fostul primar al Constanței a ajuns să se adăpostească în țara insulară din cauza numeroaselor probleme pe care le are cu justiția din România. Euronews amintește astfel de recenta condamnare la 6 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu într-un dosar legat de vânzarea unor terenuri din Mamaia la prețuri subevaluate. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 1 milion de euro. Mazăre a declarat însă presei străine că nu are încredere în sistemul judiciar de la noi din țară. Statutul meu actual este cel al unuia care a depus cerere de azil într-o țară africană, deoarece nu am nicio șansă la un proces corect în România. În România, sistemul de justiție este controlat de SRI, a declarat Radu Mazăre. Euronews menționează și comportamentul excentric pe care Mazăre l-a avut în timpul mandatului de primar. Jurnaliștii străini amintesc de defilările pe care le făcea îmbrăcat fie ca faraon, fie ca sultan, dar și ca ofițer nazist, episod care i-a adus o sancțiune din partea oficiului împotriva antisemitismului. Publicația amintește și de alte cazuri de fugari celebri precum Elena Udrea și Sebastian Ghiță. Fostul primar al Constanței este dat în urmărire internațională de autoritățile din România. Recent, avocatul lui Mazăre a declarat că acesta ar fi obținut statut de azilant politic pentru o perioadă de un an în Madagascar. Dezvăluire bombă, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codruț Olaru, ar fi ajuns conferențiar universitar fără să îndeplinească criteriile cerute de legislație. Acuzațiile sunt lansate de jurnaliști de la Presoan, care mai spun că Olaru a comis fals în acte publice. Acesta ar fi declarat la momentul respectiv că întrunește punctajul minimal cerut de standardele obligatorii ale Consiliului Național pentru atestarea titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare. La data de 28 noiembrie 2016, Universitatea Privată Titu Maiorescu anunța scoaterea la concurs a postului de conferențiar în Departamentul de Drept Public al Facultății de Drept. Cei interesați de acest post didactic au putut să-și depună dosarul de concurs timp de 6 săptămâni, iar singura persoană care s-a înscris a fost Codruț Olaru. Președintele comisiei de concurs care l-a validat pe Olaru a fost Gabriel Liviu Ispas, la acea vreme secretar de stat în Ministerul Educației, iar din comisia de concurs a mai făcut parte Tudorel Toader, care fusese conducătorul de doctorat al lui Olaru. După ce am scris în luna ianuarie despre faptul că domnul Codruț Olaru a copiat întreaga teză de doctorat, este o teză de doctorat, are o teză de doctorat plagiată integral, am văzut în CV-ul dumnealui că este și conferențiar universitar la Universitatea Privată Titu Maiorescu, iar atunci mi-am pus probleme dacă respectivul concurs a fost unul corect. Jurnaliștii de la Press One lansează acuzații grave la adresa lui Codruț Olaru. M-am uitat pe documentele din dosarul de concurs al domnului Codruț Olaru, documente care de altfel sunt publice. Am
comparat cu criteriile cerute de lege, criteriile pentru a deveni conferențiar universitar, am comparat aceste documente și am încercat să văd dacă într-adevăr domnul Olaru îndeplinește normele cerute în legislație și a fost foarte simplu să îmi dau seama că niciunul dintre cei șase indicatori pe care îi visează domnul Olaru, de fapt, dumnealui nu îi îndeplinește. Pentru a deveni conferențiar universitar, Codruț Olaru trebuia să îndeplinească două obligații majore. Să completeze dosarul de concurs, prin care să demonstreze că îndeplinește criteriile didactice și științifice cerute de lege și să susțină o prelegere publică. Olaru a declarat sub semnătură proprie că însumează un punctaj de 90,8. În realitate, punctajul său era de 32,8, adică jumătate din punctajul minim necesar. Procurorul Codruț Olaru nu a dorit să comenteze modul în care s-a derulat concursul pentru postul de conferențiar pe care îl deține. Oricum, ce spun eu nu contează. Scrieți ce vreți să scrieți, nu are rost să discutăm. Fiecare le știe pe ale lui. Ore întregi de așteptare și agonie la urgență, zeci de pacienți au așteptat la spitalul din Craiova în zadar ajutor din partea personalului medical. Oamenii susțin că nu sunt băgați în seamă, dar și rugați să plece acasă dacă nu le convine situația. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În ultima fază cu omul ăsta și nici abar dacă m-au ducat. Deci în ultima fază l-am ajuns. Și nu le interesează dacă i-ar băga niște bani în prudunar imediat. Imaginile au fost surprinse pe holurile unității de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean din Craiova de un martor. După cum se poate vedea și în filmare, unul dintre pacienți stătea pe o targă situată sub o scară și urla de durere, însă nimeni nu l-a băgat în seamă. Niciun medic nu a venit să-l vadă o bună bucată de timp, ci l-au lăsat pe bărbat să se zvârcolească de durere. Mergeți, doamnă, peste ei și spuneți-le să vină să-l ia. Chiar și așa, doctorii nu și-au făcut apariția prea repede. Holurile spitalului arătau dezolant, pacienții stăteau înghesuiți, iar o tânără mamă aștepta și ea de minute bune cu copilul, care plângea fără oprire. Potrivit martorilor, acestea nu au fost singurele cazuri de acest gen. Zeci de pacienți au așteptat ore în șir pentru a fi consultați. Indicele Robor la 3 luni, cel în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 2,82%, un nou record al ultimilor 3 ani și jumătate. Românii care au credite în lei au primit o nouă lovitură. Indicele Robor la 3 luni a atins cel mai mare nivel din octombrie 2014 până în prezent. Îi afectează pe cei care au luat credite, dar îi afectează și pe consumatori, pe toți ne afectează, pentru că dobânda merge în prețul de vânzare a produselor și sigur că se va produce în continuare o creștere a prețurilor la produse și afectând puterea de cumpărare a populației. Robor la 3 luni a crescut accelerat începând din 13 aprilie, când a atins nivelul de 2,07%. Banca Națională a mărit dobânda de politică monetară să tempereze rata inflației, dar aici se întâmplă două lucruri. Cei care au luat credite au de suferit, iar cei care doreau să ia credite sunt temperați și se duc spre procesul de economisire. Totodată, indicele Robor la 6 luni a crescut până la 2,95%, cel mai mare nivel atins după 10 octombrie 2014, când a fost tot 2,95%. Poate guvernului îi convine creșterea prețurilor, pentru că este beneficiar al acestei evoluției prețurilor, pentru că încasările bugetare cresc, mai ales din TVA. Dar lucrul acesta se întâmplă pe termen scurt, iar pe termen lung s-ar putea să se înregistreze o scădere dramatică a veniturilor bugetare. Președintele PSD Liviu Dragnea este criticat de presa elvețiană chiar înainte să dea ochii cu jurnaliștii străini, adică înainte de vizita sa oficială în orașul Berna. Ziariștii din Țara Cantoanelor au aflat despre periplul politicianului român și au scris articole cu titlurile "O vizită la timpul nepotrivit" sau "Sosirea masculului Alfa". Jurnaliștii celei mai importante publicații din Elveția, Neue Zürcher Zeitung, îl numesc pe politicianul român sforar și baron. Într-un articol publicat pe internet, aceștia notează că, în mod puțin măgulitor, baroni sunt numiți acei politicieni care simbolizează amestecul nesănătos dintre politică, putere și afaceri.
Jurnaliștii străini anunță și că liderul PSD merge în Elveția chiar în ziua în care magistrații erau așteptați să anunțe sentința în dosarul său de corupție. Liderul PSD este criticat și în publicația Republic. Sub titlul Sosirea masculului Alfa, jurnaliștii elvețieni notează că Liviu Dragnea este bărbatul puternic al politicii românești. Socialdemocratul condamnat cu suspendare și acuzat în mai multe dosare de corupție vrea să castreze justiția, s-ogolească de conținut și umilește mass media independentă. Azi sosește în Elveția la invitația președintelui Consiliului Național. Liviu Dragnea a fost invitat la Berna de președintele Consiliului Național, Dominique de Buman. Ieși, doi polițiști și un civil au murit, iar alți doi ofițeri au fost răniți după ce un bărbat îmbrăcat de sus până jos în negru a deschis focul asupra agenților. Ulterior, atacatorul s-a refugiat într-un liceu unde a luat o statică o femeie înainte de a fi anihilat de către polițiști. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Atacul a avut loc în jurul orei locale 10:30-11:30 ora României. Un bărbat îmbrăcat din cap până în picioare în negru și înarmat cu două pistoale a ieșit dintr-o mașină și a deschis focul asupra unui grup de polițiști. După ce doi agenți au fost împușcați mortal, iar alții au fost răniți, agresorul s-a refugiat într-un liceu din apropiere, unde a luat o statică o femeie de serviciu. Printre victime se numără și un trecător care a fost prins în schimbul de focuri dintre agresori și polițiști. Poliția și forțele antitero au fost mobilizate, iar în mai puțin de 30 de minute atacatorul a fost neutralizat. Toți elevii din liceu sunt în siguranță și au scăpat nevătămați, în timp ce despre femeia luată o statică nu s-a menționat nimic. Cât despre motivația din spatele atacului, rămân încă semne de întrebare. Autoritățile suspectează că ar fi vorba de un atac terorist, după ce mai mulți martori ar fi povestit că au auzit atacatorul urlând Allahu Akbar înainte de a deschide focul. Acesta nu este primul atac armat soldat cu mai multe victime din Liege. În decembrie 2011, Nordin Amrani a deschis focul la un târg de Crăciun din oraș, unde a ucis 6 persoane și a rănit alte 125 înainte de a se sinucide. Drama în Statele Unite. Doi jurnaliști au murit striviți de un copac prăbușit din cauza vremii, chiar în momentul în care se pregăteau să facă un reportaj despre o furtună subtropicală care a lovit statul Florida. Well, according to the weather, stick around. We'll tell you tonight at 6. Mike McCormick, WIFF News 4. Jurnalistul Mike McCormick și cameramanul Aaron Smeltzer nu au mai putut prezenta aceste noi date în cadrul știrilor. Un copac uriaș a căzut peste mașina în care se aflau cei doi. We were dispatched for a tree down on a motor vehicle with people entrapped. It is a freak of nature. It's one of those things that you know it's going to happen, or you can predict that it may happen, you don't know when. Șeful departamentului de pompieri din Tryon a declarat că tocmai îi acordase un interviu lui McCormick când, după doar câteva minute, a fost anunțat telefonic despre incident. It personally affected me a little bit because I had done an interview with Mr. McCormick about 10 minutes before we got the call. And we had talked a little bit about how he wanted us to stay safe and how we wanted him to stay safe. And then, of course, 10-15 minutes later we get the call and it was him. Mii de locuitori din statul american Florida și-au evacuat locuințele unii încă de duminică de teama furtunii subtropicale Alberto, care ar putea aduce inundații periculoase în statele de pe coasta sudică. Mike McCormick era angajat la postul WYFF din 2007, în timp ce Aaron Smeltzer s-a alăturat postului în februarie anul acesta. Amândoi aveau 36 de ani. Scene de coșmar într-un parc de distracții din Statele Unite. Mai mulți oameni și-au pierdut cumpătul și au intrat în panică după ce au fost nevoiți să stea mai bine de 2 ore într-un carusel ca urmare a unei pene de curent. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Please, please, please. Please.
Zeci de oameni au intrat în panică după ce roller coasterul în care se aflau s-a blocat subit în timp ce se pregătea să ajungă în cel mai înalt punct. Se pare că incidentul a fost cauzat de un camion care a lovit un stâlp de electricitate din zonă la care era cuplat și roller coasterul. O parte dintre amatorii de senzații tari au putut coborî în momentul întreruperii curentului. Alții nu au avut de ales și au așteptat suspendați la înălțime să revină electricitatea. And we're stuck on the Millennium Force, midway, literally midway, and they told us to wait, like we got a choice. Cei care au rămas blocați vor primi bilete gratuite pentru o altă zi în parcul de distracții, dacă mai doresc acest lucru. Incidentul a avut loc în Ohio, locul care este cunoscut drept capitala mondială a caruselelor și în care se află numeroase parcuri de distracții. Vorbim acum cu Silviu Mănăstire să vedem ce se va discuta la dosar de politician. Bună seara, Silviu! Bună seara! Scandalul din PSD a ajuns la capitolul Șobolani și Lingăi. După cum știm, președintele PSD Dragnea a spus că cei care au plecat din partid, din PSD, sunt niște șobolani. Victor Ponta ar fi racolat până în acest moment 11 asemenea șobolani plecați din PSD, dar și din alte partide. Dragnea a mutat și el și a luat 3 asemenea șobolani politici din PMP. Cum ar veni, Dragnea a echilibrat oarecum scorul șobolanilor din politică. Tot astăzi, Traian Băsescu, fostul președinte al României, spune că cei care au plecat din PMP către Liviu Dragnea, către PSD, ar fi niște lingăi. O să vedem și cum l-a întâmpinat presa din Elveția pe președintele PSD. L-au acuzat cei din presa elvețiană pe Dragnea de castrare. O să vedem pe cine a castrat Liviu Dragnea și o să vedeți și lista completă a celor 11 șobolani politici care au părăsit barca PSD-ului. Da, se anunță o emisiune interesantă, te urmărim, Silviu. Austria năsprește condițiile pentru imigranți, inclusiv pentru cei români, astfel străinii care au cunoștințe reduse de limba germană și engleză, precum și familiile mari care beneficiază de asistență socială, urmează să fie afectați de o scădere substanțială a beneficiilor acordate de stat. Beneficiile sociale vor rămâne la fel pentru imigranții care cunosc limba germană. Protecția minimă din Austria, un tip de câștig lunar menit să garanteze un venit minim de bază, va rămâne la nivelul de 863 de euro. Străinii fără cunoștințe medii de germană sau avansată de engleză vor primi însă cu 300 de euro mai puțin. Mai mult, familiile se vor confrunta cu unele reduceri ale asistenței sociale pentru cel de-al doilea copil și cu reduceri drastice începând cu al treilea. Acest lucru va afecta în special familiile de migranți care au tendința de a avea mai mulți copii decât cele austriece, dar și cunoștințe lingvistice deficitare. Cancelarul Sebastian Kurz a explicat că scopul este acela de a combate imigrația în sistemul austriac de protecție socială, dar și de a oferi stimulente pentru a căuta de lucru. Regula fundamentală care va intra în vigoare este ca limba germană să devină cheia pentru a accesa complet minimul de beneficii sociale. Asta înseamnă că cine are cunoștințe insuficiente de limbă nu va mai putea obține acest ajutor în totalitate, ci doar o parte din acesta. Organizațiile caritabile au criticat decizia și susțin că sub legile europene, Austria trebuie să trateze toate persoanele în mod egal, indiferent de cetățenie. Tânărul cancelar austriac, în vârstă de doar 31 de ani, s-a apărat și a spus că acest drept este respectat, întrucât oamenii au în continuare dreptul de a se stabili pe teritoriul austriac. Libertatea de a te stabili undeva este libertatea de a lucra în întreaga Europa. Libertatea de stabilire nu este libertatea de a căuta cel mai bun sistem de beneficii sociale și, în acest sens, această perioadă este, în opinia mea, un pas în direcția cea bună. Guvernul de coaliție dintre conservatori și extrema dreaptă și-a concentrat unele politici și asupra copiilor. Executivul intenționează să reducă alocațiile pentru copiii din străinătate, ai căror părinți lucrează în Austria, și să interzică vălul islamic în școlile elementare și centrele de zi. Prințul Harry și Meghan Markle și-ar fi ales destinația pentru luna de miere. Ducele și ducesa ar urma să se relaxeze într-o stațiune considerată de presa britanică drept cea mai plictisitoare din lume. Cei doi proaspeți căsătoriți ar urma să petreacă luna de miere în Fairmont Jasper Park Lodge din Alberta. Acesta este un resort din Canada, aflat pe o suprafață de peste 500 de metri pătrați la poalele munților. Vila închiriată de cei doi are 6 dormitoare de lux. Aici și-au petrecut vacanțele și regina Elisabeta și regele George al VI-lea în 1939, dar și regina Elisabeta a II-a și prințul Philip în 2005. Supranumită refugiul regal, cabana Outlook are un preț uriaș. O noapte aici costă cel puțin 7.000 de dolari americani, iar vacanța celor doi ar fi fost făcută cadoului Harry de către proaspăta lui soție.
În ciuda luxului, presa britanică nu este impresionată de destinația aleasă. Mai multe publicații din Regatul Unit descriu Jasper drept o localitate în care nu poți face nimic, considerând-o cel mai plictisitor loc din lume. I'm not sure who's qualified to call this boring, but you know, I tend to be able to go to places where maybe a bright light city is interesting for me for the first 15-20 minutes. We've got whitewater rafting here, we've got rock climbing, we've got a hiking assist up the tramway. Jurnaliștii britanici, dornici de senzațional, pot încă spera la o destinație mai extravagantă. În continuare, există posibilitatea ca destinația aleasă pentru luna de miere să fie schimbată pe ultima sută de metri ca o măsură în plus pentru protecția celor doi. Kate Middleton și prințul Harry și-au petrecut luna de miere în insulele Seychelles în 2011. Facebook, în centrul unui nou scandal, Papua Noua Guinee a luat decizia de a interzice platforma socială timp de o lună pentru a putea elimina toate conturile false și a lupta împotriva pornografiei. Specialiștii din această țară vor să analizeze cum se propagă pornografia și știrile false pe Facebook și să evalueze dacă nu cumva țara are nevoie de o versiune proprie a platformei. Închiderea Facebook le va permite analiștilor din instituție să analizeze cine utilizează platforma, precum și felul în care ea este folosită. În trecut, statele care au interzis Facebook fie au făcut acest lucru având un scop politic, de exemplu înainte de alegeri, fie au interzis platforma pe termen nedefinit, precum China. Vremea rămâne frumoasă și mâine. Maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius în sudul și estul țării și la munte valorile termice vor atinge 22 de grade Celsius. Dar mai multe informații aflați din rubrica Meteo. La noapte cerul va fi noros în regiunile nord-vestice și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. În nordul și centrul țării temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 14 grade Celsius. În sudul și estul țării maximele vor ajunge la 17 grade Celsius. Mâine vremea va fi caldă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și în Dobrogea. Minimele vor fi de 28 de grade Celsius în centrul țării, iar în sudul și vestul țării maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius. La noapte, în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 13 grade Celsius. Mâine, în București, vremea va fi frumoasă. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius. Pe litoral, vremea rămâne caldă, iar maximele vor ajunge la 23 de grade Celsius. Și la munte, vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat. În masivul Ceahlău se vor înregistra 15 grade Celsius, iar în Poiana Brașov, maximele vor ajunge la 22 de grade Celsius. Știrile au ajuns la final. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Dosar de politician cu Silviu Mănăstire. O seară frumoasă!